România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă spun sincer că aseară am avut alt gând pentru emisiunea de astăzi. Apoi, când am pus capul pe pernă, înainte de a dormi, o seamă de gânduri negre mi-au venit în minte. Acestea erau legate fie de viitorul copilului meu, care devine adult într-o lume în război. Apoi au fost gânduri legate de bani și de câteva cheltuieli pe care le am în față și, bineînțeles, de finalitatea acestui război, acestor crize. Cred sincer că este cea mai dificilă perioadă din viața noastră de adulți sau a generației noastre de adulți și că o grămadă de oameni se culcă probabil cu aceleași gânduri negre și de asta am lăsat deoparte bătălia pe care o am de purtat astăzi. Și m-am gândit că cea mai mare bătălie a fiecăruia dintre noi este cu mintea noastră și mai ales cu răspunsul la întrebarea ce vom face mâine sau ce voi face mâine. Voi lua decizia corectă pentru copil? Voi face ce este mai bine pentru mine? Voi trăi la fel ca înainte? Dar dacă voi trăi mai prost, cât de prost voi trăi? Care este, de fapt, acum lucrul cel mai important în viețile noastre? Și, să spunem asta, în egală măsură, creierul nostru este bombardat astăzi cu un șir de știri negative. Războiul se petrece în telefoanele noastre, suntem înconjurați de moarte în fiecare minut, e de ajuns să deschidem, știu, rețea de socializare. Iar dramele războiului se petrec chiar în orașele noastre, lângă noi. Este de ajuns să ieși pe stradă, să mergi pe stradă, marile orașe ale României, să vezi că viața unor oameni a fost făcută praf. Săptămâna trecută, compania de sondare a opiniei publice, Curs, a făcut un studiu care arată principalele motive de îngrijorare din viața noastră a românilor. Toți, dar absolut toți, credem că cea mai mare problemă sunt prețurile la curent, apoi prețul la mâncare și, în fine, prețul la gaze. De-abia mai încolo vine războiul, dar totuși cu 93%. Interesant este însă că 89% dintre noi cred că acest război se va extinde, adică trece și încoace. Ați văzut deja primele reacții la toate astea? Cozile de la benzină, de la pașapoarte, de la ulei, mă rog, rezervele de ulei pe care ni le facem, toate sunt legate de aceste lucruri. Credem cu tărie că dacă avem ceva rezerve, s-ar putea să supraviețuim acestor orori. Problema este că nu știm când se va termina și ce se va alege de noi când se va termina. De aceea am ales să nu vă stresez suplimentar astăzi la România în direct, să angajăm cine știe ce mare controversă pe care să ne batem între noi. Avem timp destul. Folosiți momentul pentru a vorbi despre ce vă supără cel mai tare. Descărcați-vă. Sunt convins că avem cu toții probleme comune. Astăzi o colegă mi-a spus că cea mai mare temere a ei este pentru la toamnă, când începe copilul școala și că va avea de plătit în plus la un after school și că nu știe când va găsi banii respectiv. Dincolo de bani, colegii mei mai tineri se gândesc la noi legi care ar putea să-i cheme la instruire militară și tot așa mai departe. Până la urmă, poate doar 100 de ani în urmă, cu 100 de ani în urmă, omenirea să mai fi trăit legate pandemie cu război și criză economică. Pentru noi, după atâția ani de pace, lucrul ăsta trebuie să fie realmente șocant. Așadar, dacă vreți, haideți să ne spunem unii altora gândurile astea rele și dacă vreți să le găsim și o rezolvare. Poate vine cineva și cu o îmbrățișare sau cu o idee cum să facă lucrurile să meargă mai bine. Vă dau telefonul, puteți să ne sunați de aiurea din lume, că eu mă gândesc că gânduri negre sunt chiar dacă ați plecat și în Italia și în Spania și poate nu bate războiul la granițele voastre, dar sunt convins că aveți parte de alte probleme legate de astea. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Care este îngrijorarea ta cea mai mare zilele astea? E legată de război, de scumpiri, de viitorul copilului, știu eu, de ritmul vieții? Ce gând nu te lasă să dormi noaptea? Și cum gestionezi valul de știri negative pe care îl primești în fiecare zi, în fiecare minut, fiecare dintre noi mai vede o grozăvie, da?
Telefonul, vi repet, 0372069599. România în direct se vede și pe Facebook, mai și acolo la mesaje, încerc să mai strecor câte unul în discuție. Împreună vorbim despre toate astea ale noastre. Cristi, salut! Bine ai venit la România în direct! Te salut, Cătălin! Ce să spunem, Cătălin? Referitor de temerile care sunt, cred că una dintre cele mai mari temere este că nu știi efectiv dacă cu ceva vreme îți făceai un plan, hai că va fi un an, va trece, toate chestiile astea, bă, că a început evenimentele să vină unul după altul și asta cred că e cea mai mare temere, că nu știu peste un an cum va fi, dacă poți să-ți mai faci un plan, dacă reușești să mai faci ceva referitor și la partea de investiții și de orice altceva și de viața de zi cu zi, Cătălin. Cred că asta este cea mai mare temere a mea și automat vin și celelalte una după alta, că na, vrei, nu vrei, le auzi, le simți și zilnic. Dar e foarte interesant ce spui. Uite că nu m-am gândit niciodată că, de fapt, ghemul sau, de fapt, nodul acestor temeri este neștiința. Cât va dura? Că dacă vine exact cineva acum și îmi spune, bă, știți, cumpirile astea se potolesc până pe la toamnă, zici, ok, atunci fac chestiunea asta. Sau că războiul ăsta are o șansă să se termine, da, e foarte bună observația. Că-i fără șir, așa. Știi, măcar la pandemie, știam, nu? Vine valul, absolut, durează 5 săptămâni, 6 săptămâni, se lasă și la un moment dat mintea noastră calcula într-un colțișor și zicea, mă, cât a durat cealaltă pandemie pe care a știut-o omenirea? Aia cu gripa spaniolă. O lună jumate. Da, exact. Uite, e un răsărit. Acum venea răsăritul de soare. Nu s-a mai întâmplat. Bună observație. Exact, Cătălin, pentru că vezi, a venit chestia asta, sau probabil că nu e întâmplător, că uneori stau și mă gândesc că n-ar fi întâmplător nici chestia asta, deci războiul s-a venit încă în pandemie, mie mi se pare lucrul ăsta întâmplător, știi, dar vorbind despre asta este foarte greu și mai ales că suntem aproape aici de zona de conflict, acum cred că temerile sunt pentru toată lumea, nu numai a noi românii sau efectiv, cred că problemele sunt referitor la scumpirea asta și știi ce mai e, Cătălin, o chestie? Uite-te, cel puțin eu nu simt că statul român reușește să facă un lucru foarte, foarte bun pentru noi, adică măcar să vină cu ceva, să simți că ai încredere că vrea să facă ceva, să simți că va face ceva, lua ceva, chestia asta, incertitudinea ți-o dă mai mare, că tu întotdeauna te aștepți și de la cineva de lângă tine să-ți dea încredere, în soția, părinții, toate alea, dar așa așteptăm și noi, probabil, toți oamenii care suntem și de la asta, să vină, băi, uite, asta reușim să facem chestia asta. Ascultăm de chestia astăzi referitor de Franța, care zicea că va lua 15 cenți pe litru. Doamne, nu știu cât de bună este aurea, dar ideea e că vine cu ceva. Ei, pe când aici noi nu simțim lucrul ăsta. Este decât domnul președinte și zice, domnule, stați liniștiți. Haideți să fim serios, cât putem să stăm neliniștiți? În condițiile în care ați văzut că orice chestie creează o panică extrem de mare, Cătălin. Și este pe bună dreptate, oamenii sunt panicați. Știm că guvernul, îți mulțumesc tare mult, Cristian, știm că guvernul a luat niște măsuri la gaz și la curent. Da, dar măsurile alea expiră, nu? La 1 aprilie. Deocamdată n-am văzut nimic mai departe. Hai că cu gazul o terminăm natural, nu? Nu mai dăm drumul la sobă că vine vara. Dar cu curentul electric cum o să facem? Adică e cineva în stare să plătească facturile alea? Asta cer oamenii în momentul ăsta. De asta cea mai mare îngrijorare este la curent electric, pentru că dacă dispare plafonarea, vine o sărăcie monstruoasă. Las că nu ne plătim noi acasă facturile, că închidem tot, da? Și nu mai folosim curent electric. Lasă treaba asta. Dar cum o să facem afaceri? Aia este, de fapt, marea întrebare. De aici vine îngrijorarea. Și aici, într-adevăr, uite, în loc să răspundă domnul Arafat, că am văzut că acum răspunde și de presă, domnul Arafat, poate să răspundă domnul guvern să zică, sau coaliția de guvernare, uite, prieteni, asta avem de gând cu facturile astea. O să vină săptămâna asta sau săptămâna viitoare în studio Mihai Nicuț să vorbim un pic de facturile la curent, că mi se pare important. Daniel, ce nu te lasă să dormi noaptea? Asta e discuția de astăzi. Salutare! Bună ziua și mă bucur foarte mult să intru în direct cu dumneavoastră. Momentan vă sunt din Norvegia, țară unde momentan și locuiesc și sunt într-adevăr cu toată familia aici. Mă îngrijorează foarte tare faptul că până să înceapă războiul mă gândeam foarte mult
și era foarte important să am un loc de muncă stabil, să pot să-mi plătesc dările lunar. Dar acum stau și mă gândesc, după ce am rezolvat toate astea, pot să trăiesc liniștit? Da. Încep să am nesiguranța care mi se oferă din ce în ce mai puțin. Da, stai un pic. Voi și acolo în Norvegia, da, Daniel, voi în Norvegia nu stăți aici cu Rusia în coastă să aveți... Știți care e problema? Au început să un pic lumea să se panicheze. Noi avem graniță chiar în nord cu ei. Așa. Chiar în nord-sus. Lumea un pic se panichează, lumea e șocată, e ceva ce... Nimeni nu s-a așteptat că vreodată va mai începe așa ceva. Sau noi o să avem șansa să trăim așa ceva. Sau, mă rog, neplăcerea. Stau și mă gândesc de multe ori și probabil și restul oamenilor sau românilor din diaspora care probabil au mers într-o țară străină tot pentru aceleași scopuri ca și mine... Încercăm să ne facem viața, să ne aducem la o linie de plutire, să ducem un trai normal și la urmă stai să te gândești, siguranța începe să dizolve. Și atunci mă gândesc, da, eu am o vârstă, mă rog, numai ce am plinit 35 de ani. Acum, copiii noștri, sincer, chiar mă doare sufletul ce se întâmplă în Ucraina în momentul de față. Chiar e foarte trist. Nu mi-aș dori pentru nimic al lume ca țara noastră română să trăiască așa ceva. Dar momentele astea care s-o creat de panică, consider că lumea ar trebui să fie mai, un pic mai înțelegătoare, că momentan, din punctul meu de vedere, ia prea cu asalt tot ce înseamnă magazine, cumpărături, cu nu știu, panica asta e foarte dăunătoare. Momentan, în momentul de față. Asta așa e și la voi? Personală. Daniel, așa e și la voi? Adică... Un pic da. Și acum încearcă lumea să calmeze unii pe alții. Dau și la televizor, să nu intre în panică, să nu ia cu asalt magazinele, să nu ia cu asalt medicamentele, deși aici prea puțin ei fără rețetă medicală. Mm. Dar nu știu ce să zic. E chiar trist. Mă rog la bunul Dumnezeu ca să fie un timp de pace, să putem să ne facem vacanța, să ne putem desfășura liniște, să putem să mergem liber în țara noastră natală. Mi-aș dori din tot sufletul să mă pot muta, să mă repatriez în România și am toate speranțele că într-o zi se va întâmpla, dar toată lumea e șocată, sincer, toată lumea e șocată. Eu nu aș fi crezut vreodată în viața mea că o să văd atâta cruzime într-o țară, efectiv să nu ai puțin respect față de civil, efectiv, la cât văd la televizor, vă urmăresc frecvent, sunt șocat. Da. Sincer, sunt șocat. Adevărul că războiul e o nenorocire mult mai mare și pe care o așteptăm încheiată. El e și sursa multor rele pe care le trăim legate de scumpiri. Scumpirile sau crizele economice trec și vin. Viețile noastre cuprind crize, două, trei pe generație, adică din toți anii ultimele pe care vi le aduceți aminte, sigur, anii 2008, 2009, 2010 în România, a mai trăit crize economice. Lumea occidentală din când în când se dărâmă economic și se reface, pentru că capitalul privat, pentru că inițiativa oamenilor sunt cele care construiesc mai departe. Când vine vorba însă de război, inițiativa noastră și capitalul nostru privat nu prea ajută foarte tare. Iar astăzi vă întreb pe fondul acestor lucruri, la 0372069599, care e lucrul care vă neliniștește cel mai tare? Ce nu vă lasă să dormiți noaptea? Andreea, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin, și bună ziua tuturor și la mulți ani tuturor doamnelor că nu am reușit să vorbim până acum, o primăvară minunată. Așa cum spuneai tu la începutul emisiunii, adică înainte de a începe, vis-a-vis de griji și de îngrijorările care le ai chiar și tu, care vorba ești în media și a trebuit să fii mult mai cerebral și mai stăpân și mai cunoscător a tot ceea ce noi, publicul ăsta mai sărac în informații, stăpânește tot ceea ce înseamnă nebunia asta care se întâmplă în ziua de astăzi.
dar în calitate de mamă pot să spun că îngrijorarea numărul unu este cea a copiilor. Egal de ceea ce se întâmplă, că e vis-a-vis de scumpiri, că este cea mai mare durere este într-adevăr acest război. Și nu știu dacă am putea să, nu știu, să vedem așa cu răutate tot ceea ce se întâmplă vis-a-vis de nebunia asta cu cumpărături, cu benzină, cu... Am trăit 10 de ani în comunism, am avut frica zilei de mâine, ne-a fost transmisă, cred că genetic, toată teama. Și e normal, într-un fel, dacă este să o luăm așa logic pe scara vieții și a cursului vieții în zilele noastre. Dar pe mine ce mă neliniștește este viața copiilor. Și faptul că există acolo, nu știu, un buton, două, trei, roșii, albastre, câte persoane sunt care ar putea apăsa ce se întâmplă după. Am ajuns să fim paranoia, să citim despre lista de pachet care ar trebui să conțină anumite lucruri vis-a-vis de faptul în care ar trebui să ne adăpostim. Deci ajungi să devii paranoia într-o lume în care vezi în jurul tău, eu sunt de la Timișoara și tot ne mințim sau nu știu cum, ne amăgim cu speranța că indiferent ce s-ar întâmpla, nu ne-ar afecta atât de mult, dar te gândești ce viață va fi după sau dacă va exista o nenorocire atât de mare la nivel mondial. Adică de ce te gândești că la Timișoara nu te afectează războiul dacă începe, asta era gândirea, sau că ești mai departe? Ești cel că mai departe? Că suntem mai departe, da. E o mentalitate de ultimă speranță, știi? Speranța este ultima care moare și pe ne gândeam liste? La... Pe ce liste te uitai, Andreea? Unde sunt adăposturi sau ce să-ți faci în pachetul ăla de urgență? Da, am ajuns să caut în Timișoara unde sunt adăposturi și care este, ce ar trebui să conțină pachetul de bază vis-a-vis de dacă va fi cazul să ne adăpostim. Apă, medicamente, lanterne, baterii și așa mai departe. Serios vorbești? Deci, ai făcut o listă de asta? Foarte da? Serios, da. Și am dat-o inclusiv prietenilor care au zis că sunt nebună. Băi, n-ai cum. Măi, am doi copii. Cum să nu mă gândesc? Da, uite, eu nu m-am gândit, dar trebuie să recunosc că într-o zi am citit niște articole, bine, la mine poți să le pui pe interes profesional, dar de fapt undeva în lăuntrul minții trebuie să fost acolo o pârghie. Am citit într-o zi despre câte feluri de bombe atomice sunt și ce fac ele, știi? Și am citit exact, cu real interes. Exact, doar științific. Nu există o persoană care să fi trecut prin așa ceva și să zici, domne, știu cum a fost sau am fost la distanța de și știu cât m-a afectat. Doamne ferește, se întâmplă acea nenorocire cu bomba atomică, ce viață va fi după? Cât vom fi de afectați? Vom mai avea viață? Vom mai trăi copiii noștri? Deci aia e singura, maxima și cea mai gravă neliniște pe care am în momentul de față. Deci dintre scumpirile și, mă rog... Nici nu ne mai pui. Sincer, suntem un popor care putem să supraviețuim la limita umanității. Suntem un popor puternic și mă bucură când aud oameni care sunt în țări atât de îndepărtate și care își doresc să vină acasă. Asta înseamnă că românul este acolo, domne, e baza. Are ceva aia de luptă și de supraviețuire și de dorință și de unitate. Și e superb să auzi lucrurile. Ți-au zis semna interlocutorul dinaintea. Da. Chiar mă gândeam să te rog să spui un lucru bun din perioada asta, dar tocmai l-ai zis, despre asta ar putea fi vorba, că... Teamă, preocupare, îngrijorare, nu există lucru bun, decât faptul că la noi a ieșit soarele și deasupra Ucrainei nu este. Da. Mulțumesc tare mult, Andreea. Te îmbrățișez să-ți meargă din plin. Despre temeri astăzi, pentru că dacă vom reuși să ne învingem aceste temeri, vom reuși să ne normalizăm și viețile. Sigur că e foarte greu. Sigur că ni se întâmplă asta pentru că e ceva ce n-am mai întâlnit vreodată și sperăm să fie singurul episod din viața noastră. Dar eu mă gândeam tot timpul la modul în care societățile se pot schimba și cred că, de fapt, cea mai mare temere este aici. Știu că, la un moment dat, războiul se va termina, căci toate războaiele se termină, mai devreme sau mai târziu. Întrebarea este cum va arăta societatea pe care acest război o lasă în urmă, și societatea noastră, și cea ucraineană, ce valuri va duce acest război către noi și noi ca oameni cum le vom face față. Va mai semăna viața noastră de astăzi, care trebuie să recunoașteți că așa cum e în România asta proastă, a fost totuși mai bună decât acum 30 de ani, dar va mai semăna cu viața de astăzi? Marian, salutare! Pe tine ce nu te lasă să dormi noaptea? Bună ziua, bine v-am găsit!
Te ascult. Eu pot să dorm foarte bine noaptea. Da, așa, Doamne ajută. Sunt de azi dimineață de la ora 4, sunt pe drum, întâlnesc oameni, aduc oameni care vin din afară, vin la casele lor, unii de frică, alții de... că trebuie să vin acasă, din țări străine, predau firme de transport persoane. Nu mă ne liniștește nimic. Singurul lucru pe care mi-l doresc e să ajung seara acasă să-mi strâng în brațe băiețelul. Viața noastră de ieri nu are cum să semene cu viața noastră de mâine. Și nu cred că ar trebui să ne punem așa problema. Domnul care a vorbit înaintea doamne, antevorbitorul nostru, a avut atâta de multă dreptate în toate câte a spus. Avea cuvintele la el și cred că cu multă emoție, ca și mine, probabil vorbea și el. E nevoie de liniște, de curaj și de stabilitate. Și toate grijile astea pe care ni le facem noi ar trebui doar o dată, pentru că ne uităm, cred că ne uităm prea mult la televizor și și pe telefoane și pe toate celelalte. Să ne uităm la acei oameni care vin din Ucraina, care vin, pe care noi îi numim refugiați. Ei nu sunt refugiați, sunt oameni cu necazuri. Să ne uităm că își iau o geantă cu ei, nu își iau o canistră de motorină, nu își iau un baș de ulei, nu își iau nimic altceva. Își iau o plasă, o spreiță și pleacă în lume. Din fața războiului, pe care nu și l-au dorit ei, nimeni nu cred că și l-au dorit. Dacă, mai dacă ei pot rezista, ce ne spui tu acum este că dacă ei pot trăi și să-și ducă viața mai departe cu o sacoșă sau doar cu geamantanul exact după ei, atunci înseamnă că și avem noi... Grijă. Da. Nu, singura noastră grijă e să ne gândim pe termen scurt. Bun, oare ce fac mâine? Nu, e puțin anormal să ne gândim oare ce vom face peste ani și ani. E un drăguț Luca la deșteptare, are un jumătate de kil de pâine acasă. Ce rost are să ai mai mult? Ce rost are să-ți aduni? Până la urmă când pleci, când lași totul, nu neapărat din calea războiului, cu o bală, eu știu, vine să te căsătorești în altă parte, te duci în altă parte, nu e nimic cu tine, pur și simplu vrei dragostea și caracterul tău. E foarte simplu. Noi oamenii complicăm prea mult lucrurile și viața noastră. Să nu dormim nopțile, oare ce o să fac? Păi fă atunci, odihnește-te și trezește-te dimineață și fă ceea ce ai de făcut. Pe moment. E bună, da. Să știi că sunt și niște curente de astea, niște terapii care te învață să trăiești zi de zi. Să te bucuri de viață chiar în ziua aia. Eu la un moment dat, astă toamnă, știi, sau în timpul pandemiei, îmi spuneam că și azi e o zi care merită trăită și că o să fie foarte bine și frumos la serviciu și că peste zi o să fie foarte bine și că nu mă mai gândeam la bucuriile pe care o să le am la sfârșitul săptămânii, știi, cum făceam ani de zile. Nu era mai bine, nu era mai suficient. Au fost câteva luni mai bune. Astă toamnă ne căiam de pandemie, de necazuri, de boală, de câte erau. Acum ne căim de război. Peste ceva vreme o să ne căim de cine știe ce altceva. Dacă vrem să ne căim în fiecare zi, o să găsim un motiv. Haideți să găsim un motiv să facem un pic de pace cu noi și de liniște cu noi, cu fiecare persoană. Noi avem război, fiecare, noi cu noi avem un război. Asta e sigur. Asta e sigur. Îți mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase și pentru modul în care trăiești viața. Să știți că asta rezolvă foarte multe lucruri. Dar aici, rolul meu la radio este să vă pun și la încercare și să vă vorbesc și despre viitor și despre cum am putea sau n-am putea să ne adaptăm la ce vine în fața noastră. De fapt, viitorul are un mod foarte prost de a se strica, adică el nu se strică deodată, poate mai rar în cazul războaielor, dar lucrurile rele vin pas cu pas. Și alea bune, schimbările, sunt atât de nesemnificative uneori, încât noi și astăzi spunem că trăim prost, când de fapt trăim cea mai bună perioadă a generațiilor din urmă. Iulian, salut! Ce nu te lasă să dormi noaptea? Bună ziua, salut! În contextul actual, cu tot ceea ce se întâmplă în Ucraina, cea mai mare frică o am pentru copii, pentru... Am un băiețel de 4 ani și o fetiță care urmează să vină cam într-o lună de zile. Pentru ei am cea mai mare frică, nu din pricina faptului că nu le pot asigura traiul de zi cu zi, din pricina siguranței. Dar nu putem sta conduși de teama asta, pentru că ne pierdem condiția umană, să zicem așa. Cum așa?
Păi nu putem să stăm, să ne gândim în fiecare zi dacă va fi război, dacă vom muri, dacă vom face față bombelor nucleare. Pentru că nu o să mai putem să ne bucurăm de ziua de azi, de ziua de mâine și de cei din jur. Părerea mea este că trebuie să ne controlăm toate aceste frici, să ne pregătim, dar să nu le lăsăm să ne pună stăpânire pe gânduri și pe, pe tot ceea ce facem în fiecare zi. Și cum procedez? Cum facem asta? Că uite, ți-am povestit de colega mea care caută niște bani, are nevoie de niște bani pentru la toamnă. Nu știu, eu cu tatăl meu avem o afacere de familie, să zicem așa, avem în jur de 100 de angajați. Și ne gândim, ne ținem mintea ocupată ziua cu treburile care trebuie să le facem și seara când ajungem acasă ne ocupăm de familie. Și ne gândim în primul rând că dacă noi clacăm, îi lăsăm în derapaj și pe cei 100 de oameni care lucrăm, cu care lucrăm împreună. Aici îți dau dreptate. Dar planuri tot trebuie să-ți faci, nu? Adică și problemele planuri, care sunt în fața ta, tot trebuie să le rezolvi, nu? Planuri ne facem și ne facem planuri normale. Nu trebuie să ne facem planuri legate de război sau ne plănuim să fugim. Dacă Putin trece de granițele NATO, părerea mea este că nu prea mai ai unde să fugi, să fii în siguranță. Da, asta e adevărat. Asta e adevărat. Dar de bani? Dacă ai avea nevoie de o investiție? Yeah. Păi și dacă se va veni, Doamne ferește, un al treilea război mondial, ce valoare vor mai avea banii? Cine le va mai da valoare? Sau dacă cumpăr aur, care spun traderii pe bursă că e cea mai sigură investiție la momentul ăsta, cine îmi va cumpăra aurul care l-am eu pentru zile negre? Da. Bănuiesc că și în război. Să știi că sunt oameni care cumpără aur, diamante, sunt oameni care își fac niște rezerve. Un gând ori avea ei. Ai văzut că la emisiunea cu domnul profesor Păun, oamenii au spus că stochează în criptomonede, în diverse lucruri de genul ăsta. Deci oamenii își fac niște planuri. Eu înțeleg acum, tu ești mai bine așezat în viață și sigur, probabil că ai o siguranță când ai o afacere care e măricică și frumoasă. Poate viața se vede un pic mai stabil, dar asta se vede atunci când ești, când nu ai probleme, dar în zilele cu probleme, poate că viața din poziția noastră se vede un pic mai gri decât a celorlalți. Da. Mă, nu m-am gândit niciodată la asta, da. Bine, Iulian, mulțumesc tare mult, spor la treabă în afaceri. Da, cineva acolo pe Facebook îmi spune, ia uite domnule, bagă panica în populație. Mă scuzați, populația e deja la diverse cozi. Panica nu vine de la mine. Eu nu sunt decât un observator al realităților pe care le trăim. Și să știți că dacă băgați capul în nisip, nu înseamnă că moare mai puțină lume în Ucraina sau că Putin nu se deplasează spre Kiev sau că benzina nu se va scumpi sau se va ieftini în funcție de prețul petrolului și alte coordonate. Adică nenorocirile astea vin și fără mine. Cine crede că presa se ocupă cu stârnitul populației greșește. Noi ne ocupăm cu gândul acesta de a vă informa și de a vă pune la dispoziție în cazul acestei emisiuni o antenă. Vasile, salut! Ești la România în direct. Ce nu te lasă să dormi? Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, Europa FM! Auziți? Da, te ascultăm! Da, cel mai mult mă înspăimântă războiul propriu-zis, dar și războiul informatic. Atâta mizerie și atâta, nu știu exact cum să spun, atâta dezinformare și minciună bolșevică, îi spun eu, nu știu cum să spun așa, să spun, să înțelegeți, au ajuns foarte mulți să-i aplaude, să le găsească tot felul de scuze. Auzim pe Liana Pârțar, probabil toată lumea știe personajul, nu trebuie să repet, că nu avem pentru ce să luptăm. Păi cum adică bunicii noștri au luptat pentru țara asta? Eu din Italia, eu să vin în țară să lupt pentru România, cum adică să stăm cu minile în sân, să spunem, vai că nu mai avem
pe drumul sau nu mai avem resursele și nu mai avem pentru ce lupta. Știi deci la ce... E un dezastru acest război informatic. Hai să spun un lucru. Eu am ajuns la concluzia uitându-mă pe Facebook și asta e desperiat într-o oarecare măsură că la un moment dat aici, dacă ar veni Putin, Doamne ferește, peste România sau dacă ar avea un gând despre asta, eu cred că unii ar fi capabili să-l întâmpine cu flori. Adică eu cred că... Exact asta am spus și eu. Cu pâine și sare și... Ne punem la graniță acolo și așteptăm libertatea, pentru că oamenii probabil nici nu mai înțeleg și nici nu mai știu ceea ce e libertate. Da, asta e o temere. Da, asta e o temere de termen lung. Că în România, dacă... Rusia câștigă în Ucraina și vine la granițele noastre, mereu ne vom confrunta cu acest lucru. Mereu vor fi oameni care vor pune la îndoială validitatea sistemelor noastre europene. Deși ei nu vor să-și aducă aminte că în Rusia ești arestat doar pentru că ești cu o pancartă goală în stradă. Știi? Această chestiune. Da, asta așa este. Dacă mai pot să adaug, deci văd oameni cunoscuți care pur și simplu îi îmbrățișează propaganda aceasta. Aici este o problemă, vai de mine că se scumpește. Bine, se scumpește, încercăm să reducem cheltuielile, nu o să mai mergem la plimbări, o să facem cât de cât economie, dar o să trăim, o să supraviețuim. Dar cum să spui că nu mai ai pentru ce lupta pentru țară? E ca și cum ai spune că nu mai avem țară. Așa văd eu lucrurile. Da. Pentru mulți, să știi că... Pentru mulți, pentru unii, există acest sentiment. Dar eu sunt convins că în caz de orice, fiecare o să facă ce-i mai bine pentru țara sa. Pentru că eu văd și acum majoritatea oamenilor onești și de treabă din România, asta fac. Își plătesc impozitele, fac curat după ei, înalță case, construiesc, fac locuri de muncă. Asta e cea mai înaltă formă de patriotism. Să muncești aici și să ai grijă și să faci bine în jurul tău. Îți mulțumesc tare mult, Vasile. De fapt, despre asta e vorba când vine vorba de patriotism. Atunci când zici patriotism, domnule, fă-ți treaba acolo unde ești. Dacă, Doamne ferește, mă ajunge la un război, vom vedea la momentul potrivit ce se întâmplă. Raluca, salutare! Ce nu te lasă să dormi noaptea? Salut, Cătălin! Eu am, prima oară, vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult introducerea pe care ai făcut-o cu paralela cu grozăviile care s-au întâmplat în secolul trecut, pandemia, războiul, amenințarea nucleară. Am vrut doar să te întreb dacă ți-a dat vreodată prin minte că am trăit în 20 de luni un întreg secol. Păi, nu m-am gândit la chestiunea asta. Chiar nu m-am gândit. Trăim pe repede înainte. Ce nu mă lasă să dorm? Nu mă lasă să dorm ideea că nu mi-ajunge o viață să experimentez tot ce am vrut să experimentez. Da, să știi că m-am gândit și eu un moment dat la asta, că nu poți să cuprinzi lumea, dar stăpânește-te. Prietenul meu, Radu Paraschivescu, care are mai multă experiență de viață decât noi doi, spune așa că la un moment dat trebuie să renunți la asta și că e o formă de vanitate foarte interesantă. Nu poți să le cuprinzi pe toate. Deci viața e limitată și timpul este limitat. Timpul este limitat cu adevărat. În privința războiului, nu am timp să mă îngrijorez pentru că sunt o persoană voluntară. Fac. Când faci, nu prea ai timp să te gândești. Seara când mă duc acasă, eu, de exemplu, am voluntariat în gară și când mă duc acasă și citesc și eu știrile, coadă la benzină, coadă la, nu știu, drojdie, domnule, când da, mai era. Drojdie, lasă, mă mir că a scăpat hârtie igienică, da. Da. Mă gândesc că văd oameni care au toată viața strânsă într-o pungă de plastic, care nu mai au casă. Și când pun capul jos pe pernă, mă gândesc că nu avem nicio problemă. Noi, aici, nu avem nicio problemă. E adevărat. Atât timp cât avem un acoperiș deasupra capului și putem să ieșim afară din casă când vrem noi, că avem o casă, că avem mâncare scumpă, ieftină, asta e o chestie irelevantă și oricum e o chestie teribil de subiectivă, scump, ieftin. Da, aici... Oamenii ăștia nu mai au nimic. Și dacă s-ar opri acum războiul, ei nu mai au la ce să se întoarcă. Mulți dintre ei nu mai au nimic.
Nu, n-avem nicio problemă. N-avem de ce să ne îngrijorăm. N-avem de ce să cel ne temem. Cel puțin nu deocamdată. Cred că ăsta e cuvântul. N-avem de ce să ne temem. Îngrijorarea și prevederea sunt părți din viață corecte. Poate teama ar trebui să o dăm deoparte. Și vom rezolva, vorba ta. Vom trece. Îți mulțumesc. A, Raluca, ziceai că vii la gară. Mâine ești la gară? După amiază, după 12. După 12. Bine, ne vedem acolo, treci pe la noi. De la 1 și un sert avem ediție specială la România în direct, din Gara de Nord. O să vină acolo oamenii de la Salvați Copii, o să vorbim cu oameni din Ucraina, cu voluntari ca voi. Te așteptăm să vii la studioul nostru care o să fie montat acolo la ieșirea spre Calea Griviței. Vino, stăm de vorbă, poate vii și la emisiune câteva minute să ne povestești despre ce vezi și ce auzi. Noi o să fim toată ziua de mâine acolo și o să vorbim și cu ascultătorii noștri. Ești așteptată. Mă mai auzi? Mulțumesc, da, mulțumesc. Bine. Vino să facem cunoștință, mulțumesc tare mult. Marian, salutare, ești la România în direct. Ce nu te lasă să dormi noaptea? Vă salut și eu, Marian e numele meu. De cum am auzit subiectul, m-am gândit imediat ce nu mă lasă pe mine să dorm. Mulți ani de zile ne-am dorit să ne luăm un apartament. Anul trecut am reușit să ne luăm în sfârșit apartamentul. Și mă gândeam acum ce să fac cu ratele. Să plătesc în avans, să strâng banii. Și într-adevăr, când vezi că benzina se scumpește, când vezi că te cuprinde așa o stare de panică, dar ai pus întrebare la început, ce soluție ar fi pentru asta? Și mi-am adus aminte de perioada din facultate, când eram voluntar într-o organizație studențească și apoi după aceea, ani de zile, m-am mai implicat voluntar până când au venit copiii și alte responsabilități și nu am mai avut timpul să mă implic. Dar ce mi-am adus aminte de timpul acela a fost că, deși eram mult mai sărman, mult mai sărac, mult mai puține lucruri pe care le aveam decât le am acum, eram mult mai liniștit. Mult, 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 mult mai liniștit. Da, măi, Marian, dar eram și mai tineri, adică... Este adevărat, da, da. Este adevărat. Dar... intervenția de astăzi a Ralucai, dacă mi-aduc bine, dacă am reținut bine numele, și a lui Marian, confirmă de fapt că oamenii care se implică în a ajuta pe ceilalți în nevoie au o liniște și nu sunt așa de afectați de panica de care toți ceilalți sunt afectați. Mă gândeam la început, când a izbucnit războiul, și am văzut câți români s-au dus la graniță să ajute. Îmi dădeau lacrimile să realizez că de fapt nu suntem un popor doar de hoți, doar de corupți. Nu e adevărat. Suntem un popor de oameni care simțim, care căutăm să fim folositori. Și după ce am văzut cozile la benzinărie și la ulei, am zis, parcă iarăși m-a cuprins de deznădejde legat de poporul meu. Dar m-am fost astăzi în magazin, să știi, într-un hipermarket și am văzut boxuri cu ulei la promoție. Și nu era în grămădeala. Din 30 de coșuri pe care le-am văzut în magazin, erau două coșuri pline cu ulei. Restul, oamenii își luau cumpărăturile normal, cu o sticlă, două de ulei, alții fără ulei deloc. Și mi-am dat seama, există speranță pentru noi. Uite că nu suntem toți la fel. Și că rațiunea poate domina frica. Exact, exact. Și cred că ce ne poate ajuta pe noi mai mult de panică este exact ce a spus Raluca și Marian. Hai să căutăm să fim folositori. Că dacă te simți folositor, n-ai timp de panică. N-ai timp de gânduri meschine și egoiste. Și spuneai la un moment dat ceva de să ne gândim și la viitor. Păi cum altfel putem să influențăm mai bine viitorul decât ajutând și cei de lângă noi să vadă că noi suntem niștiți ajutând. Copiii noștri să vadă că ajutăm pe cei nevoie. Se vor ridica lângă noi, poate din 10 oameni, poate încă unul ne va urma exemplu și se va implica ajutând. Și deja am influențat un om. Și dacă acel om mai influențează încă unul, încă doi, s-ar putea ca peste 2, 3, 5 ani de zile să se schimbe ceva, puțin, cât de puțin. Eu cred că asta este soluția pentru a scăpa de panică. Să nu ne uităm la cei mai rău, ci la ce putem să facem noi să fie mai bun și să fim folositori. Și asta ne va cred că e cel mai bun antivirus sau protecție pentru inima noastră ca să nu se panicheze în momentele astea. Mulțumesc tare mult, m-ai emoționat. Fosta noastră colegă Andrada avea o vorbă
care, pe care mi-o spunea la finalul unor emisiuni. Am să iau eu vorba asta și am să vă zic vouă astăzi. Ea sună în felul următor. V-am spus astăzi că sunteți extraordinari și că mi-ați dat o stare de bine teribilă și că probabil mulți dintre cei care v-au ascultat capătă curaj. Probleme și nenorociri o să tot avem în viață. Dar și azi, sau poate mai ales azi, e o zi care merită trăită. Să facem un pic de bine, mâine să facem și mai mult bine, că vă aștept la gara de nord să stăm de vorbă cu oamenii de acolo și sunt sigur că la un moment dat vom izbândi în ciuda tuturor gândurilor negre care ne mai chinuie nopțile. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.